Când am intrat la închisoare, mi-au spus, nu te mai numești Richard Bundlan, te numești de acum înainte Vasile Georgescu. Mă țineau sub un nume secret, nici gardienii n-aveau voie să știe pe cine îl țin închis, fiindcă erau proteste, legația suedeză, legația engleză, au protestat și ei au spus că nu sunt închis. Și atunci, ca să nu se afle taina asta mare de stat, mi-au pus numele Vasile Georgescu și mi-au dat poruncă, nu cumva să spui vreunui gardian vreodată cum te cheamă, ca nu cumva gardianul la un pahar de vin cu un prieten să spună taina aceasta cine este închis. Și mi-a pus numele Vasile Georgescu. Și, până cum s-a întâmplat, comuniștii nu se iubesc între ei, unul pe altul l-a arestat, l-a dat jos pe Teohari Georgescu, a dat jos pe Ana Paucă, l-a dat jos pe Patrașcanu. Și, până căutau pe Richard Wurmbrand să-l omoare, dar nu era nicăieri niciun Richard Wurmbrand. În registrele lor nu exista niciun Richard. Mă întreba cum te cheamă, zic, Vasile Georgescu. Și m-a cotat la multe închisori, m-a cotat pe Richard Wurmbrand să-l omoare, fiindcă a avut Dumnezeu în planul lui, cum a schimbat numele lui Avram și a schimbat numele lui Sara, așa mi-a schimbat mie numele, prin comuniști mi-a schimbat numele, până când a trecut furia cea mare, nu l-au găsit pe Richard Wurmbrand. Când l-au găsit, se terminase furia aceea a uciderilor. Numele sunt foarte, foarte importante.